Salut, prieteni, bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta. Într-adevăr și dreptate, vă spun și în această seară, același Marius Mitache, alături de colegii mei din Regia Tehnică, ultima ediție a acestei săptămâni. Doamnelor și domnilor, Partidul România Unită, noi suntem români. Invitați în studio o parte din conducerea PRU Dâmbovița. Dați-mi voie să vi prezint domnul dr. Dan Claudiu Tănăsescu. Domnia sa este președinte PRU Dâmbovița și candidat la Senat din partea PRU Dâmbovița. Bună seara, bine ați venit! Bun găsit! Și nu în ultimul rând este prezent și domnul Leonard Mitroi. Domnia sa este vicepreședinte PRU Dâmbovița, candidat la Camera Deputaților din partea Organizației Județene a Partidului România Unită Dâmbovița. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! PRU, stimați prieteni, după cum bine știți și stimați invitați, este singura formațiune politică, de fapt prima, care și-a desemnat foarte clar viitorul șef al executivului. Victor Ponta, prim-ministru, aceasta este propunerea Partidului România Unită pentru funcția de șef al executivului în viitorul cabinet. De ce Victor Ponta, prim-ministru, domnule președinte? Excelență, constat cu plăcere. Acum, prin peregrinările mele în comunele și până în orașele județului nostru, când oamenii au început să audă despre partidul nostru. Acum vreo lună jumătate, două, când întrebai pe unul, nu auzise de el. Însemnează că încet, încet lumea face cunoștință cu noi. De ce Victor Ponta? Pentru că Victor Ponta are foarte mulți simpatizanți. Și din rândurile membrilor de partid al PSD-ului, dar și din rândurile oamenilor. Pentru că el a făcut o politică bună atâta timp cât a fost prim-ministru. Noi, dacă intrăm în Parlament, și cred că se va întâmpla acest lucru, pentru că constat că în toată țara există o emulație în acest sens, vom susține cu tărie ca el să revină în fruntea executivului. Asta este ideea noastră și sper ca să putem să ne o realizăm. În pofida unor declarații defăimătoare, chiar aseară, la un post de televiziune, am văzut-o pe doamna Gorghiu și parcă Alina, dacă nu mă înșel, care era cu o față transfigurată și enervată și nervoasă pe ideea că nu se poate ca prim-ministru să ajungă unul ca Liviu Dragnea sau Victor Ponta. De ce? Dânsa știe. Am văzut că a fost promovat cu foarte multă pompă domnul Cioloș în funcția de prim-ministru, promovat în ideea ca să fie susținut de PNL, dar dânsa uită că președintele Iohannis a făcut o declarație publică și cred că ea trebuie susținută de toată lumea. A spus că nu va numi prim-ministru decât un om politic. Ori acest Cioloș nu vrea să intre în rândurile Partidului Național Liberal, ci vrea să fie independent. Cum vine chestiunea asta? Nu știu, poate o lămuriți dumneavoastră. Am înțeles. Cum vine chestiunea asta? Poate o lămurim. Noi nici noi nu prea înțelegem, pentru că Dacian Cioloș a promis foarte clar când a preluat șefia guvernului că va fi total independent politic, da. Și am văzut ce guvernă tehnocrație, avem parte că au fugit foarte mult, s-au dus la USR să candideze pe listele USR. Campionii dezastrului, adică băieții au reușit să distrugă totul într-un an de zile, adică nu să distrugă, să șteargă. Da. Să șteargă tot ceea ce se scrisese pe o tablă care putea să fie bună producătoare în obținerea de fonduri europene, în realizarea unor măsuri care să amelioreze puțin situația precară în care se află populația noastră. Am înțeles, domnule vicepreședinte Leonard Mitroi, de ce Victor Ponta, premier, propunerea Partidului România Unită pentru funcția de viitor șef al executivului? Domnul Mitrache, ne aducem aminte cu tristă amintire de perioada guvernării PDL, când s-au tăiat pensii, s-au tăiat salarii, incompetenței guvernării a trebuit să fie dusă de acest popor. A venit după PDL premier Victor Ponta, a reușit să restabilească echilibrul economic, a reușit reducerea fiscalității, ceea ce pentru firme a însemnat foarte, foarte mult, și a reușit în același timp și creșterea pensiilor și a salariilor. Iată că o creștere economică de 4% care era în perioada vicepremier, în perioada prim-ministrului Victor Ponta, s-a simțit direct în buzunarul românului. O creștere economică acolo trebuie să se resimtă în primul rând, în buzunarul omului de rând. Omul de rând s-a săturat să mai aștepte încă 10 ani să le spunem că trebuie să strângem cureaua pentru
a aduna bani pentru investiții. Să nu tăiem de la investiții. Domnul Dumitrache, la investiții deja avem 23 de miliarde de euro alocați de Uniunea Europeană. După cum vedeți, acest guvern nu a catarisit să absorbă anul acesta din aceste fonduri europene. Dar mai rău decât atât, spuneți-mi și mie, acest guvern a licitat măcar un kilometru, domne, un kilometru de autostradă anul ăsta, și aici mă refer la faptul că dumneavoastră cunoașteți, o procedură de achiziții publice durează. Ei nici măcar nedebarând procedura de achiziție publică, înseamnă că la anul nu vom avea la fel, nici un kilometru de autostradă. Pentru că o licitație înseamnă atribuirea ei, după aceea urmează contestațiile, după aceea urmează fel și fel de și fel de proceduri care întârzie până la urmă demararea lucrărilor. Ei, uitați dumneavoastră că acest guvern nu a licitat până în momentul de față un kilometru de autostradă, dar are grijă să angajeze la CNDR încă 1000 de șefi. Spuneați dumneavoastră că această creștere economică nu se regăsește în buzunarele românilor. Românii au devenit din ce în ce mai nerăbdători și așa și este, pentru că ni se promite marea cu sarea din 4 în 4 ani, dar lumea trăiește din ce în ce mai rău și gradul de sărăcie este unul absolut îngrijorător la nivelul Uniunii Europene. Suntem, cred că pe primul loc suntem la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește rata sărăciei, dar paradoxal, cum spuneați dumneavoastră, avem creștere economică, dar banii ăștia nu se regăsește. Mai mult decât atât, Partidul Național Liberal, care susține acest cabinet de tehnocrați condus de Dacian Cioloș, nu a dorit să susțină inițiativa Partidului Social Democrat de creștere a veniturilor bugetarilor din sistemul educației sau din sănătate. Da, mai mult aici, chestiunea cu sănătatea, am impresia că ei nu înțeleg, au niște capete de lemn. Atâta vreme cât medicii părăsesc țara din pricina salarizărilor, atâta vreme cât asistența medicală este din ce în ce mai proastă, însemnează că dacă ei se opun creșterii salariilor medicilor, pur și simplu, acum sigur așa ca o butadă, însemnează că vom ajunge peste vreo câțiva ani să avem un medic la 1 milion de locuitori. Dar vreau să reamintesc. Statistica e una îngrijorătoră, iertați-mă, domnul președinte. Da. 11 medici pe zi pleacă din România. Da. Dumnezeu, este incredibil. Da. 11 medici pe zi. Gândiți-vă, acum nu vreau să vorbesc cu nostalgie, dar în regimul trecut, hulitul regim trecut, exista un medic la 600 de locuitori. Asta era norma, o știu precis. Eu am lucrat în perioada aia, un timp și la Ministerul Sănătății și chiar eram foarte apropiat de ministru și de cei care se ocupau de lucrurile statistice. Aș vrea să revin la o idee care a spus-o domnul Leonard, și anume, apropo de autostradă. Dom'le, două lucruri importante. Primul lucru important este că suntem o țară păguboasă, domne. Suntem o țară păguboasă. De ce spun asta? Domne, au făcut ăștia vreo 10-12 km de autostradă pe acolo, până în Transilvania, că dacă ați observat, autostrăzile se fac în favoarea ungurilor. Deci tot ceea ce se construiește se face tot până Ardeal. Ați auzit să facă o autostradă până Oltenia, până Moldova, până asta niciun caz. Dar să trecem peste acest subiect. Asta e chestiunea. Deci, o fac ăștia, să dărâmă, iese scandalul care a ieșit, o refac și acum aseară au anunțat că s-a dărâmat din nou autostrada. Deci suntem păguboși, nu am cum să spun alu. Ori ăia care execută lucrările sunt niște nei ca nimeni. Legat de transportul ăsta al oamenilor care au tot mai multe autoturisme și mașini și, vedeți, transportul mărfurilor s-a schimbat. Nu se mai face pe calea ferată. Deci CFR-ul încet, încet, o să dea faliment din punct de vedere al transportului de mărfuri. Totul se face după sistemul american, că de la americani a plecat ideea, să se facă cu tirurile astea. Deci șoselele sunt pline de tiruri și atunci poate că ar trebui să se ia o anumită măsură. Legat de asta, dacă noi vom intra în Parlament, am să susțin cu tărie ideea ca de la București până la Târgoviște și de la Târgoviște la Găiești să se facă măcar drum rapid. Asta însemnează pe patru benzi, pentru că
este o circulație foarte densă și eu zic că Târgoviște este un oraș foarte important din punct de vedere economic, din punct de vedere social și așa mai departe. Cultural. Dacă vreți și istoric. Dacă vreți și istoric. Ori nimeni nu se gândește la acest lucru. Așa că am revenit la ideea asta cu autostrăzile. Să știți că niciodată nu o să ajungem să avem autostrăzi, pentru că aproape toate guvernele s-au îngrijit mai la sfârșit de autostrăzi. Nu știu de ce pricini. Sigur că aici sunt niște cheltuieli foarte mari, însă puteau fi aspirate fonduri mult mai multe legate de acest lucru. Trecând prin județ, pe drumurile noastre mioritice... Pe drumurile patriei. Da, pe drumurile patriei. Spuneam și anul trecut în emisiunea pe care dumneavoastră o conduceți, că am fost oripilat de faptul că am văzut grădinițe aproape dărâmate, școli fără autorizație, cu grupurile sanitare în spatele școlii și așa mai departe. Dom'le, este necesar, absolut necesar, să se construiască grădinițe de stat, dom'le, pentru copiii oamenilor. N-am nevoiași. Nu vreau să spun nevoiași, nevoiași, foarte bine, dar n-am vrut să spun nevoiași. Dom'le, am oamenilor, pentru că nu se poate. Dumneavoastră știți, eu am niște nepoți ai din ăștia, sau chiar strănepoți, că eu vă mulțumesc. Sunt cam de vârstă, am numai Tusalem, așa, cred că bat puțin cu el. Dumneavoastră știți că o grădiniță din asta particulară costă cam vreo 12 până la 14 milioane pe lună. Eu nu știu ce le face la copiii acolo, o să-i scoată prim-ministri ca pe Cioloș ăsta. Dom'le, dar nu se poate să dai 10 milioane, 12 milioane, cum să dea? Aia are 10 milioane pe lună, mai are și bărbatul 10 milioane, să 10-12 dai la copil ca să ducă la grădinuță. Păi, e posibil. Să se facă, dom'le, grădinițe de stat, așa cum au existat în timpul împușcatului. Și cine are bani să ducă la grădinițele astea ultra elegante, care au acolo și pian, au și nu știu ce, pentru că nu se poate. Iar în câteva comune în care am reușit să trec chiar ieri, am observat că nu există grădinițe. Deci ce se întâmplă cu copiii mici? Ce se întâmplă cu părinții? Însemnează că n-au servicii, sau dacă au, îi lasă pe la bunici, îi lasă pe nu știu mai unde. Dom'le, nu se poate să părăsim copiii, pentru că dacă îi părăsim și nu ne ocupăm de educația lor, o să ajungem ca doamna Gorghiu asta, care din punct de vedere al înțelegerii mentale încep să am cuspiciuri. Domn președinte, vă dau un exemplu. În periplul dumneavoastră prin localitățile și pe drumurile județene, mergeți la Vârfuri, vă rog frumos, să vedeți acolo o școală, copiii știți unde învață, într-un container. Stau într-un container, fără rețea de apă, fără utilități, fără nimic. Acolo fantastic. Învață copiii. Da, chiar am să mergeți mă duc la Vârful, domn președinte. Să mă duc și chiar fac o poză, da, da, da. Să vedeți că de ani de zile copiii acolo învață, într-un container. Fără rețea de apă, fără nimic. Adică suntem caz unic la nivelul Uniunii Europene. De ani de zile, la Vârfuri. Domnul Dumitrache, trebuie domnul să... Dumitrache. Și aici vorbesc în calitate de părinte, în primul rând. Nu mai lăsăm politica deoparte când discutăm despre copiii noștri. Să vă trăiască, trimiteți-i salutări copilașului, Mișunică. Da, el... Salutăm și eu știu că este un fan al emisiunii noastre. Este un fan al emisiunii. Acești dascăli, domnule, construiesc structura copiilor noștri pentru viitor. Dacă noi nu îi plătim în momentul în care avem o creștere economică de 6%, pentru a-i convinge și a-i stimula să se implice 100% în formarea acestor copii, vom avea pe viitor o situație neplăcută și vom asista la apariția unor analfabeți care vor conduce această țară. Atunci, și revin la această creștere economică de 6%. Unde să se simtă această creștere economică dacă nu în buzunarul omului? Trebuie stimulați doctorii, în primul rând, pentru că, vedeți, părăsesc țara pentru alte țări. Trebuie stimulați profesorii, dascălii, în primul rând, și apoi trebuie să ne gândim și înainte de toate, trebuie să ne gândim și la investiții. Aceste investiții le avem asigurate prin fondurile, v-am spus, prin fondurile structurale europene. Dacă nu atragem acei bani
Nu putem discuta de locuri de muncă. Nu putem discuta și vis-a-vis de acest guvern Cioloș, uitați-vă cum practic zi de zi se distruge capitalul autohton. Deci investitorul român este dus în situația de a nu a mai putea funcționa. Este hăituit prin fel și fel de manevre politice sau apolitice și este distrus și scos pe linia moartă. A venit o ordonanță a guvernului Cioloș prin care a suspendat fondurile pe ordonanță pe OG 28. Da, și că s-au terminat banii. S-au terminat banii. Dom'le, e o crimă asta. Firmele au apucat să lucreze, au apucat să factureze, au apucat să depună situații de plată către Consiliul Județean și deodată vine o hotărâre a acestui guvern care spune stop, nu mai sunt bani. Și aici, ce să vă spun, una dintre firmele dâmbovițene care încă mai ținea steagul sus și mai rezista, a intrat în insolvență. Pentru că nu poate să-și încaseze bani tot de la stat. Și în acest moment trebuie să ne gândim. Pe lucrări executate, recepționate, pe care trebuia să-și încaseze banii și atunci stăm să ne gândim. Oare mai are rost noi, întreprinzătorii autohtoni, să mai depunem eforturi să funcționăm sau închidem și așteptăm ca acest guvern Cioloș să aducă firmele, să aducă multinaționale care sunt și sprijinite prin fonduri guvernamentale? Noi nu am primit niciun sprijin guvernamental, vă asigur, producătorii autohtoni. Și atunci, ce facem? Ce facem dacă ne distrug pas cu pas pe toți producătorii români? Așteptăm să aducă firmele guvernul Cioloș din afară, firmele care o să lucreze în România așa cum lucrează, pentru că vedeți că pe autostradă, de fapt, este o firmă italiană care își demonstrează competența de la lucrare la lucrare. Deci, dar nu cumva există un interes ca firmele românești să se prăbușească și să facă loc multinațională, să facă loc... Ba, mă, sigur, asta este. Deci, concluzia este că așteptăm potopul. Asta este ideea. Domnul Mitrache, nu știu dacă ați observat că am venit cu un alt sacou. Da, și cu altă cravată. Am așa, da. Culoile sunt îndoielnice. Dar nu, mă rog. Dar știți de ce am venit cu alt sacou? Vă rog. Pentru că, umblând prin satele dâmbovițene, ieri, având sacoul alt care am venit la emisiunea trecută, mi-a fost sfâșiat de un câine. Nu vreau să dau numele comunei, pentru că primarul este simpatic. Nu prieten, dar este simpatic. Și merg la ideea acestor câini comunitari. Deci plec unde de la acest câine. Dom'le, nu pot să vă spun. Nu, i-am promis primarului că nu dau în vileag decât așa în general. Dom'le, deci primul rând este greșeală. La înălțimea noastră a sărit și a rupt sau... Da, dom'le, păi era un câine, dom'le, era cât un elefant. Aproape cât un elefant, ce să văd. Aproape cât un copil de elefant. Și atunci, cum zice câini comunitari? Îmi spune primarul. M-am dus la primar. Bă, nene, ce se poate de așa? Și păi, domnul doctor, deci așa câinii comunitari. Cum comunitari? Dacă e comunitar, înseamnă că e la comunități, înseamnă că e ținut undeva, într-un țarc, îi se dă mâncare, apă, îl mai și bușumează dacă e nevoie, dacă e un câine de ăsta mai mare, așa frumos. Deci, problema câinilor, așa zici, comunitari, este o problemă și în sate și în orașe. Chiar și în orașe, vedeți și dumneavoastră. Uneori este nevoie să umbli cu bastonul după tine, pentru că dacă se supără unul și e mai flământ. Deci, poate că, eu mă refer la județul nostru, poate că se pot obține niște fonduri, sunt mai multe căi aici, nu le dezvolt acum, ca acești câini să fie adunați după străzi și puși, dom'le, niște locuri unde să și primească mâncare, să primească oarecare îngrijire și mare supraveghere. Sigur că lumea o să spună, uite, bine, stai, se ocupă de câini. Păi dacă m-am mușcat pe mine, poate să muște un copil, poate să muște un bătrân, vreo babă și așa mai departe. Deci, este o problemă care, fără discuție națională, dar care poate să fie și județeană. Mi-e teamă că dumneavoastră vreți să dați acum reclame. Da, aveți dreptate. Trebuie să luăm un scurt moment de publicitate. O să revenim și în partea a doua. O să continuăm dialogul. Aici sunt prieteni. O să continuăm dialogul cu cei doi lideri ai Partidului România Unită. Mai avem două minute de publicitate. Vă rog, domnul președinte. Da. Acum, lăsând deoparte acești câini comunitari,
revin la modernizarea școlilor. Deci, trecând iarăși, vă spuneam că am rămas uimit de faptul că foarte multe școli funcționează fără autorizație. Asta ce înseamnă? Funcționând fără autorizație, poate să nu aibă apă, poate să nu aibă grupuri sanitare, ca lumea, vreau să spun. Poate să nu respecte norma de lux pentru fiecare încăpere. Există o normă de lux. Și vreau să vă spun că în școli trebuie reintrodus, chiar dacă există așa de formă, orele introduse, orele de educație fizică. Copiii noștri sunt niște costelivi, sau dacă nu sunt costelivi, din cauza lui McDonald ăsta și nu știu mai care, sunt toți umflați, parcă sunt umflați cu pompa. E regulă, trebuie reintroduse orele de educație fizică în școli, stimați prieteni, remarcă liderul PRU Dâmbovița, domnul dr. Dan Claudiu Tănăsescu, candidat PRU la Senat din partea PRU Dâmbovița. Trebuie să luăm un scurt de publicitate, o să revenim imediat. Foarte interesantă dezbaterea cu cei doi lideri ai Partidului România Unită, candidați la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Nu plecați nicăieri, oameni buni, o să revenim și în partea a doua cu această dezbatere și vă mulțumim că și în această seară ne primiți în casele dumneavoastră. Publicitate, revenim imediat.